Ne dorim tot mai mult să consumăm alimente ecologice, iar supermarketurile și hipermarketurile ne vin în ajutor. Găsim numeroase sortimente, însă printre ele se strecoară și produse etichetate 100% natural. Ei bine, multă lume are impresia că nu există nicio diferență între cele două tipuri, însă nu este așa. Numite și produse sănătoase, alimentele organice, ecologice, bio sau naturale sunt mai scumpe. Însă și producția este mult mai redusă decât în cazul celor crescute cu îngrășăminte artificiale, chimice și erbicide. Termenul de ecologic, organic sau bio înseamnă același lucru. Pentru România, Ministerul Agriculturii a aprobat folosirea de termen agricultură ecologică, însă alte state din lume folosesc și termenii bio sau organic. Ar trebui să reprezinte același lucru. Pentru ca un produs să fie considerat ecologic, trebuie să fie certificat de autorități. Cercetează tot timpul, atât în mod programat, dar și în mod neprogramat, exploatația sau, mă rog, produsele, astfel încât Ministerul Agriculturii garantează că atunci când un produs primește această sigură, este sigur de proveniență din agricultura ecologică. Acest lucru înseamnă că și solul este certificat ecologic și modul în care se recoltează, se stochează și apoi se procesează produsul presupune că acolo nu s-au folosit anumite aditivi, anumite organisme modificate genetic sau alte substanțe obținute prin sinteză chimică. Ei bine, legislația face și diferența dintre produsele ecologice și cele naturale. Pe piața din România apar și produsele care declară ele însele că sunt 100% naturale, fără însă a avea o siglă care să certifice acest lucru. Nu neagă nimeni că nu sunt naturale, sigur, există această posibilitate, însă dacă sigla lipsește, nu poți să ai nicio certitudine că așa este. Se pot strecura și erori. În special producătorii de mici dimensiuni practică aceste lucruri. Cei care încă nu s-au putut înregistra în acest sistem pentru că durează foarte mulți ani să fie certificat. Și din păcate este imposibil să recunoaștem dacă un produs este cu adevărat natural sau nu, spun specialiștii. Poate fi un produs 100% natural, producătorul poate să fie sincer, însă poate fi și intens aditivat. Nu o să știm niciodată acest lucru. Eventual putem să vizităm gospodăria care a produs acel aliment, să vedem cum este crescut, cum este produs și peste noapte să sperăm că lucrurile sunt așa cum le-am văzut noi. Deci ori văzând cu ochii noștri ce se întâmplă, ori având sigla pe produs că este de proveniență din agricultura ecologică. Doar aceste asigurări pot fi verificate. Durata de viață pe raft a mâncării ecologice este mult mai mare decât cea a mâncării naturale, ceea ce înseamnă că poate fi depozitată în siguranță pentru o durată mai lungă de timp.